Aeroclubul României împreună cu Școala Superioară de Aviație Civilă organizează în acest sfârșit de săptămână un meeting de aviație de zile mari. Acesta marchează pe de o parte aniversarea a 50 de ani de la înregistrarea recordului mondial absolut de aterizare la punct fix cu parașuta de către parașutistul Gheorghe Iancu, dar și 75 de ani de la înființarea Aeroclubului Gheorghe Bănciulescu Ploiești. Domnul Iancu a mai doborât încă 30 de recorduri naționale. De fapt a doborât unul după altul, reînnoindu-le probabil și an, de la an la an, plus încă 3 recorduri mondiale. Reușita parașutistului s-a petrecut pe 31 mai 1961, record ce a fost omologat de Federația Aeronautică Internațională. Gheorghe Iancu a lăsat moștenire României un record mondial absolut și definitiv prin efectuarea a 2 salturi de la înălțimea de 1000 de metri cu deschidere întârziată a parașutei urmată de aterizarea la 0 metri de punctul fix. A fost unul din artizanii parașutismului de performanță. Eu însumi obținând rezultate deosebite, dar și mândria de a fi format niște parașutiști extraordinari și de a lăsa o tradiție în parașutism de foarte bună pregătire. De altfel, la noi nu încape mediocritatea. Aici trebuie să fii perfect, pentru că altfel mori. Vom avea ca participanți la acest show aviatic zboruri în formație cu avioanele extra, zboruri acrobatice. Vom avea formație de zlinul 142, vom avea formație acrobatică de IAC 50 iacării, lansări cu parașutism, o formație de elicoptere în oglindă. Meetingul aviatic de la Streșnic se va desfășura sâmbătă 28 mai, începând cu ora 10.